Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joc. Avem aici o ofertă în shop. Ofertă gratuită, un token doubler. Ok. Plus clasicele skin-uri de care ne-am... Ba nu. Sunt câteva noi. Bun. Hai să vedem. Avem aici niște misiuni noi. Da, să jucăm cu Brock, să câștigăm cu Brock și cu Rosa. Plus un special event quest care ne cere să completăm Super City Rampage. Probabil este un nou tip de challenge și ar trebui să fi început și challenge-ul acela nou, nu? Cel de aici, Championship Challenge, la care ne trebuie 15 victorii. Sincer, e prima dată când îl joc. Bun, și trebuie să jucăm Gem Grab, First Win, Second Win. La 3 win-uri vom primi 400 de Star Points, dar dacă pierdem de 4 ori în acest challenge, vom fi eliminați. Ok, hai să începem cu primul match. O să folosim Rosa, nu știu dacă e obligatoriu sau putem să o schimbăm, dar întâmplător chiar e unul din brawlerii mei preferați. Și hai să vedem, avem aici un gadget sau ce e ăla, cu verde. Holy! Ce chestia e verde? Wow. Ok, cu chestia aia plantăm iarbă. Am înțeles. Holy fuck, și stăm destul de rău. Ok, am fugit acolo. Nu. Da, ne-a bătut. Oh, și iau deja destul de multe gemuri. Să vedem dacă vom... Fugi. Am reușit să câștig un singur gem. Oh, și cum trage păsăroiul ăla. Da, nu cred că vom reuși să câștigăm. Cred că contează mult și coechipierii. Da, nu. Pierdem primul meci. Bun, și nu știu dacă... Da, avem deja un lose din cele trei. Sunt curios dacă putem să jucăm cu prieteni. Probabil că da, oricum hai să ne luăm reward-ul de aici. Oricum eu sunt mult mai slab decât ceilalți prieteni ai mei din joc. O să mai încercăm o dată cu Rosa. Hai să vedem, poate reușim să facem un match mai bun de data aceasta. Contează mult și de cum joacă partenerii. Sau și am ieșit din prima. Băi, simt că avem o șansă. Uite, tipul ăla joacă super bine cu... Cred că boss îl cheamă. Și chiar e boss. Holy. Bun, momentan... avem un mic avantaj. Era cât pe ce? Înțeleg cum de nu am putut să omor păsăroiul ăla. B-
voice, foarte bun, e foarte bun tipii ăștia. Holy fuck! Și am pierdut cumva din cauza mea. Nu cred că vom reuși să... Da, deja s-au ascuns acolo în iarbă și nu mai avem nicio șansă să obținem victoria. Pierdem deja două meciuri din două posibile. Hai să încercăm totuși un alt brawler. Cred că îl voi lua. Bun, cu siguranță pentru modul ăsta de joc merge foarte bine Poco. Pentru că el dă și viață, dă heal pe parteneri, pe ceilalți brawler din echipă. Plus că are rage-ul ăsta destul de mare de... Holy. Da, și avem un tip care are 6. No. Cum sunt la mine? Lasă-mă pe mine. Avem 8. Bun, și important e ca eu să rămân în viață. Zece secunde. Nu. Bun. Ăsta e momentul în care eu trebuie să stau ascuns. Timp de 6 secunde și vom obține victoria. Băi, mult mai greu acest mod de joc decât meciurile clasice pe care le jucam în joc. Și, da, ne luăm primul reward. Bun. Am înțeles, ok. Sau la primul... Aha, la primul win luăm 300, la al doilea win luăm încă 300 și la ultimul luăm 400, după care se deblochează stage-ul 2 și tot așa. Interesant. Bun, o să jucăm tot cu Poco. Vedem că o face destul de bine. Și hai să vedem. Păi avem o echipieri destul de buni. Bun. Avem deja 3 gemuri. Poși. Cât pe ce era să ne luăm. Holy fuck. Mamă, cum ne-a distrus acolo Brock pe toți 3. Bun, și trebuie să mergem peste ei neapărat. What the fuck? Băi, cum ne-a scos instant pe toți... Toți trei acel... Nu cred. Pierdem și acest meci. Bun, probabil o să mai jucăm o dată și vom ieși din joc. Dar nu cred că e făcut să se joace pe nivele. Cred că e toată lumea la grămadă și... Gen, cum e în Clash cu level 9 ăla pentru turnamente în care...
Dacă ai level 9, ai level 9. Dacă ai mai puțin, ai mai puțin. Și se joacă așa. Bun. Ăsta e ultimul match. Hai să vedem. Holy fuck. Dacă ne ajută și netul. Ok. Să rămânem în iarbă. No. Nu cred, deci nu cred. Ah, pierdem și acest meci din cauza internetului. Stai că totuși nu l-am pierdut. Ok. Fugi. Trebuie să fugim. Ok, bun. Cu mari emoții obținem o nouă victorie și ne luăm și al treilea win. Al doilea, pardon. Băi, sunt curios încă o chestie. Oare stage-urile astea, adică loserile, sunt pentru un stage sau pentru toate cele 5? Toate cele 5 stage-uri. Hai să vedem, poate scrie aici. You are out, da. Deci, ce să zic, nu suntem cei mai buni jucători de Brawl Stars, dar e un început pentru un prim challenge, am ajuns destul de bine. Ok, hai să mai dăm și ultimul match totuși, poate reușim să finalizăm acest stage numărul 1, dacă nu vom ieși complet din joc. Hai să vedem. Holy. Nu. Bun, momentan stăm binișor. Ok, hai să le și strângem. Avem 5 gemuri. Bun, trebuie să rezistăm încă 10 secunde. Să vină după noi acolo, dar e mult prea târziu. Bun, și obținem cea de-a treia victorie. Hai să vedem, o să intrăm în următorul stage. Probabil. Hai să vedem. Bun. Și da, suntem în stage-ul 2. Da, cum bănuiam. La următorul lose vom ieși din challenge. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!